Bun găsit! Astăzi e cu și despre haine. Consultantul de stil Blandiana Horațiu ne învață cum să ne îmbrăcăm eficient copiii. Și când spunem eficient ne referim la straturi. Ne explică Blandiana ce este layering -ul. După cum bine știm, sezonul rece vine cu o foarte mare provocare pentru părinți. Dintr-o dată, vremea este mult mai rece și nu mai știm cum să îmbrăcăm pe copii de teama răcelilor și a virozelor care se perindă prin oraș. Și atunci, sfatul meu este să facem un layering, adică să adăugăm straturi hainelor copilor să ne fie mult mai ușor să ne adaptăm temperaturii de afară. Astfel, începem cu un strat de bază, care este reprezentat de un body, un body simplu din bumba care lasă pielea să respire. Mai apoi, încercăm să adăugăm stratul următor, care este o idee mai subțire, dar care oferă protecție. Așadar, avem mânecă lungă, pantalon lung și și picioruș pentru bebeluși, ca să-i protejeze extremitățile. Avem varianta de fetițe și o variantă foarte drăgăleașă pentru băieței. Aici avem și o căciulită subțire în cazul în care temperatura cere. Mai apoi, avem un strat superior, care vine tot așa din bumbac, care are pantaloni lungi, o bluzică cu mânecă lungă din bumbac, o vestuță cu vatelină înăuntru, o eșarfă și o căciuliță subțirică. La băieți aceeași combinație drăgăleașă, puțin pe nuanțe diferite. Avem bluzica de bumbac, pantalonii lungi și vestuța, plus eșarfa. În cazul în care frigul este și mai mare, putem adăuga cele două variante de blăniță sau de fâș în funcție de cum cere temperatura, astfel încât copilașii să fie în continuare protejați. Ei au nevoie de straturi, pentru că aceste straturi protejează, indiferent de vremea de afară, noi putem să dezbrăcăm din ele sau putem să adăugăm în funcție de Temperatura cu plus sau cu minus. Așadar, putem pleca de acasă cu uh, mai multe straturi, din care dăm pe rând jos, astfel încât confortul termic să se păstreze. Ultimul strat este cel care aș zice eu că îl recomand doar la minusuri, când avem un minus 5, minus câteva grade, care este cu vatelină este foarte, foarte gros, are și glugă, are dublură atât la uh, jachetă cât și la pantaloni și bineînțeles căciulă și fular gros. Avem aici fular din polar și aceeași variantă o regăsim și la băieței, tot așa cu fular și cu căciulițele cu polar, cu dublură. E foarte important layering-ul, crearea aceasta de straturi și în momentul în care copilul se pătează, e foarte simplu să avem să schimbăm doar un strat. Nu trebuie să schimbăm toate straturile sau să încercăm să avem și un jerseu, și o bluză cu mânecă lungă, și o vestă, să le avem pe toate la noi. E foarte simplu să avem doar una pe care o schimbăm. Așadar, în cazul în care creați straturi, copilul dumneavoastră este tot timpul protejat și confortul termic este asigurat. Straturile sunt într-adevăr foarte utile, mai ales dacă aveți și un copil care nu protestează atunci când este îmbrăcat și mai ales nu se comportă precum o caracatiță. Dar aceste straturi mai au un scop: previn supraîncălzirea. Bebelușul, într-adevăr, se supraîncălzește foarte ușor și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Așadar, foarte mare atenție. Avem la ceafă când. Ceafa este fierbinte sau este rece, înseamnă fie că este foarte cald, fie că este foarte frig. Așadar, fie adăugăm un layer, fie uh, dăm jos un strat sau uh, tot timpul ne ghidăm după regulă aceea general valabilă. Copilul, Copilul mic trebuie să aibă cu un strat mai mult decât noi. Adică noi ne îmbrăcăm într-un fel și îi adăugăm un strat. Este foarte simplu. Trebuie doar să fim atenți la cum reacționează bebelușul, la temperatura de la nas sau temperatura extremităților. Una dintre problemele care se confruntă părinții, dar și alte rude sau prieteni care cumpără hăinuțe pentru copii este coloristica. Majoritatea rămân agățați în standardele și limitele clasice, blă și roz. De am exemplificat astăzi cu hainuțe în culorile clasice folosite pentru fete și pentru băieți? Libertatea de exprimare este a fiecăruia și important este că rozul și albastrul nu țin de cald, dar copiilor voștri trebuie să le fie confortabile. Așadar, fiți atenți nu la culori, fiți atenți să fie îmbrăcați colorat, dar nu neapărat în roz și albastru, ci să fie îmbrăcați colorat, adecvat vârstei și temperaturii de afară. Important este ca lor să le fie confortul termic asigurat. Îi mulțumim Blandianei Horațiu pentru sfaturi și ajutor. E o adevărată plăcere să mergi la shopping cu specialistul. Dacă aveți întrebări, mi le puteți trimite pe alexandra.arunmamatv.ro